Credința care ați avut-o n-a fost una ieftină. Ați ajuns la închisoare, ați plătit un preț mare. Cei din guvernul comunist v-au bătut, v-au arestat, v-au judecat, v-au condamnat, v-au acuzat că sunteți o primejde pentru guvernul socialist al României, că sunteți un element care produceți dezordine în societate. De ce a supărat atât de tare încât să vă pună la închisoare? În primul rând, noi am avut pe fratele Liviu Olaca, de aici pornește tot necazul lor. Fratele Liviu Olaca, care știți și dumneavoastră toți, a devenit un prieten al meu intim. Pot să spun că am mai vorbit și aseară de unde. Da. Eu m-am dus să-l văd prima dată, m-am dus la Lugoj, la o mormântare al dirijorului de la cor, că eu nu l-am văzut, tot am auzit, fratele Olac vestește cuvântul Dumnezeu puternic, dar nu l-am văzut. Când m-am dus acolo, la mormânt, era fratele Liviu Turcu, care îl știți poate pastorul de acolo, și striga, nu are autorizație, nu poate să predice. Eu am fost un om mai rău, prietenul meu știe, mai ambițios. Când am văzut, domne, dar cum tu, baptist, oprești să spun că nu are autorizație? Eu n-am știut că autorizație, știam că numai morile de mașinat aveau. El n-are autorizație. Și eu cum am fost, capul meu așa, am sărit, că nevastă mea era lângă mine și când am sărit era o toblă de alea, o scândură, că mortul era pus pe ea și eu n-am văzut-o de nervos cât am fost și am călcat și era gata să strânce și mortul în groapă. Am ajuns lângă fratele Liviu și am spus, frate Liviu, vorbește că eu sunt lângă dumneata, n-am ascultat de diavolul ăsta. Vă spun exact cum am vorbit. Și m-am pus între el și fratele Liviu, el era mic, că turcul știți, era până la mine la subsoară, așa, nu era un om. Și el când a văzut așa, că era groapa cam aproape, a văzut el că cu ăsta nu mai crăi nimica. Că avea niște băieți acolo, papă lapte, nici care nu făceau nimic, așa am zis, domne, băiețul mort, dacă o lăsa omul, tata lor să-l înmormânteze cu fratele Liviu, așa am început predic. Aici mă împrietenesc, că vreau să trec repede, că am mai vorbit asta. Aici mă împrietenesc cu fratele Liviu. Și după ce o gătat, am zis, frate Liviu, poți să vii și la noi la Caransebeș, ai să vezi ce oamenii sunt acolo și o să te bucuri cu noi. Și fratele Liviu a spus, da, duminică vin. Aici începe lupta, pentru că dumneavoastră știți că fratele Liviu, când bubuia, cum spun, bombe în satana, degea, toți tremura, ni se ridica părul în cap. Asta a fost problema, că acum noi facem o evanghelizare, toată valea aia cu fratele Liviu și toți care au venit, noi nu numai Caransebeșul îl evanghelizăm, tot jurul ăla. Noi făceam pe muntele mic, acolo făceam evanghelizare cu tinerii din Timișoara, din tot jurul ăla vineau. Asta a fost, a venit și fratele Pavel Niculescu, fratele Popescu, aveam și cu Oradea, era cu Bodor, Tank, mă iertați că eu cu frate mă greșesc, nu pot, mă încurc. Și acum aveam chiar și pe pastorul Țon, că a fost prietenul nostru, a fost gata să murim pentru el. El ne-a învățat frumos la început, ne-a învățat cum să luptăm, cum să nu permitem Uniunii Baptiste să se amestece în lucrurile bisericii, pentru că dacă zice voi vă acceptați curviți ca ăștia curvă care vrea să distrugă creștinismul. Așa ne-a învățat, am scris. Și acum începem evanghelizarea. Evanghelizarea asta a fost că cum ăsta securitatea când a văzut cum se pocăiește lumea. Opa, zice, acum trebuie să oprim. Și primul lucru, că fratele Liviu a predicat o predică într-o seară, Șadrac, Meșac și Abednego, și a spus, Șadrac, nu permis cu Abednego să închine unui împărat care e împotriva lui Dumnezeu. Și a spus deschis, noi ori trăim, ori murim, noi nu ne închinăm. Și aici puncte de așa au dat și gata, dimineața mă cheamă securitatea, ăsta nu mai are ce căuta aici. Păi de ce, domne, n-are ce căuta? Pentru că nu a făcut nimic. Și asta era punctul numărul unu, care noi am făcut o evanghelizare toată valea aia, cu oamenii ăștia care vă spun și din București, care au venit, toți care predicatori de calibru, i-am adus acolo. Că așa a lucrat Dumnezeu, ca să putem cu ei să facem, să
pregătim caransebeșul pentru lupta care o aveam de dus. Un motiv, ați invitat un predicator care era indezirabil pentru autoritățile comuniste. Unul care vorbea cu putere cuvântul și oamenii se pocăiau. Da. Și asta îi deranja. Și voi, în loc să vă supuneți cerinței partidului de a nu-l mai invita, l-ați invitat, l-ați dus, l-ați promovat. L-am promovat și l-am dus până la un moment. Alt motiv pentru care ați fost persecutat. Alt moment. Păi asta a fost punctul numărul unu pentru... Oh, da, am uitat. Al doilea moment care a fost comitetul, când s-a înființat comitetul creștin, aici luptele încep mult mai greu. Pentru că aici noi am format, ca să știe toți frații, un comitet, 9 persoane am fost. Am umblat cu mașina Petre știe în toată România să găsim câți oameni vor riscăli, pentru că comitetul creștin a fost... Eu am fost cu Pavel Niculescu mai bătrân, adică mai în vârstă. Eu am avut 37 de ani, cam așa ar fi bine să mă iau odată. Și fratele Niculescu era mai bătrân cu mine, cu 4 ani, cred că așa. Și acum... Se înființează Comitetul Creștin. Lupta care a fost, acum eram și ca politici socotit, pentru că noi am cerut niște drepturi pentru creștinii care noi am fost aruncați la periferia societății în România. Ați înființat un comitet ALRC, Comitetul pentru apărarea libertății religioase și de conștiință. Da. Cine erați voi ca să apărați libertatea de religioasă și de conștiință în România? Dacă nimeni nu... Eu eram un cioban, nu trebuia să fiu eu acolo, ca să vă spun așa. Trebuia să fie ăștia cu teologie, amin, oameni mari. Amin. Noi l-am înființat pentru că nimeni nu vrea să apere. Și vreau să spun, am un respect pentru fratele Pavel Niculescu, că a fost un om care nu l-a putut îndoi nimeni. Eu știu în tot ce am trecut cu el. Și acum se formează cu băieții ăștia tânări. Și acum problema nu e, e una când în America sau unde ești, să-mi ieși și dai la Europa Liberă. Noi eram în România, frate Daniele. Eram în România și când s-a publicat ca să scrie acolo ce am scris, încetați prigoana religioasă, că... Dacă noi deci tinde. Activitatea voastră a fost să faceți memorii către Guvernul României, exact, să înceteze persecuția pe motive religioase a cetățenilor. Și eram și la Europa Liberă. La Europa Liberă. Da, ca să audă toată lumea, că n-avea cum altcum. Nu era nici frații noștri de dâncoași nu vorbeau nimica. Lucrul ăsta i-a deranjat enorm pe cei din conducerea țării. Da. Acum, nu știu dacă spun, am făcut o greșeală, să mai spun, că am spus-o așa seară, când m-am compromis, că nu mi-e rușine să spun, că n-am mai adus pe Nu spune-o repede. Ia. Timpul nostru zboară. Fratele zice că a făcut un compromis la începutul vieții de credință. După ce s-a împrenit cu fratele Liviu Ola și l-a dus la Caransebe și a început acolo o mișcare de trezire spirituală, autoritățile au venit la el și au spus, ai nevoie de pășune pentru mioare. Vrei o pășune bună? Nu-l mai inviți pe Liviu Ola. Fratele n-a zis nimica și nu l-a mai invitat. Ce a primit, am primit, zice el, pășunea cea mai bună. Numai a început să roadă conștiința. Ce ai făcut? Ai trădat. Ai făcut compromis pentru o mână de fân, de iarbă. Și într-o zi, pe când circula pe malul unei ape, a băut din apa râului și s-a infectat. Ce boală ați contractat? Febră tifoidă. Febră tifoidă. A fost în fața morții, a fost dus la spital, medicii au spus, gata, s-a terminat. Și noaptea aceea, fratele s-a rugat Domnului și a spus, Doamne, dacă mă scapi, eu nu mai îmi curuț viața niciodată. Voi lupta pentru tine cu toată puterea mea. Dimineața a fost tun, sănătos tun. Medicul care l-a vizitat a spus, Rădoi, te-ai făcut bine. Și zice, da, m-am făcut. Zice, Dumnezeul la care te-ai rugat, zice, ți-a ascultat rugăciunea, zice, sora de caritate te-a auzit și mi-a spus cum te-ai rugat. Și în ziua aceea, fratele s-a dus acasă pe picioarele lui și de atunci nu l-a mai mișcat nimeni de pe poziția asta. A spus, Domnul mi-a dat viața, poate să mă ia oricând, eu nu mai fac compromisuri. Așa a fost. Așa a fost. Și atunci v-ați trezit că într-o duminică ați fost arestați câțiva din cei care, cu fratele Petrică, erați parte acestui comitet pentru apărarea libertății de conștiință. Ce a dus la arestul dumneavoastră? Ce evenimente au precipitat arestarea și condamnarea voastră? Arestarea noastră a fost pentru că ei când ne-au arestat pe noi, ei ne-au arestat pentru că nu puteau ca să ne lase, pentru că noi n-am permis inspectorul de la care era de culte, el venea și alegea oamenii în comitet și ne-a spus, noi nu mai discutăm, rupem... Acum, să precizăm acel care comitet, dumneavoastră a fost partea comitetului creștin de apărare a libertății de... Eram și comitetul din biserică. Și în comitetul bisericii. Și acum, aici, în comitetul bisericii, venea
primarul orașului, secretarul de partid și împuternicitul guvernului să vă dicteze pe cine să alegeți și ce să faceți, așa? Da. Și voi n-ați permis. N-am permis, pentru că noi am fost direct, n-am spus, de aici nu ne mișcăm, pentru că am fost chemați la primarul orașului și el a vrut să facă, ei alegeau oamenii în biserică, eu n-am știut până atunci, că așa au fost în toate biserici, alegeau ei, ăsta e loial, patru, ăsta nu e loial. Noi am spus, noi nu alegem oamenii care vreți dumneavoastră, că ideologia dumneavoastră se bate cap în cap cu ideologia lui Iisus Hristos și nu discutăm, că știe Petrică că... Deci n-ați permis niciun fel de amestec în problemele bisericii, a stat pe poziție. Da, și lucrul ăsta i-a întărâtat. Da, un primar să spună, el Petrică, vin eu la voi și am să stau cu oamenii voi de vorbă, domnule primar, dacă vin la noi, te pun eu pe bancă, știe Petrică că e lângă mine aici. Pentru că ei ori văzut, pentru că dacă noi, asta a fost motivul, dacă ca noi mai erau două, trei biserici, era lucru mare, nu mai fost nimeni. Ați fost acuzați de autoritățile comuniste. Pe lângă aceste autorități comuniste au fost și alții care v-au condamnat. Da. Cine v-a mai condamnat? Noi aveam comitetul, că aici pornește de putem noi schimba. În comitetul bisericii, noi când făceam ăsta evanghelizare cu fratele Liviu pe Muntele Mic, ei s-au dus cinci la securitate și au dat declarații că facem propagandă. Colonelul ăsta, David, Petrică știe, când i-a simpatizat, că a fost colonel de securitate, dar bunicii lui erau creștini, chiar baptiști au fost, după clisura Dunării. Și eu când m-am dus la el, el îi plășea, dar nu putea să facă. Rădoi, zice, vino să-ți dau cinci nume care v-au trădat. Și m-au dat ăștia cinci nume și... Oameni din comitetul bisericii. Comitetul, diaconul și toți care au fost. I-am și i-am la mine, dacă vreți, vă arăt pe pâra penală. Nu-i nevoie. Nu cred că mă credeți. Așa. Și acum noi, când el a zis, m-am dus la ei și am zis, domnule, ați dat declarație? Nu, noi n-am dat. Au negat. Negat. M-am dus înapoi la colonel și am spus, domnule colonel, nu se poate, nu m-am gândit că așa... Și sunt oameni serioși. Serioși, mă rădoi, eu sunt mai serios ca el. Uite, du-te și spune-le să-ți dai o declarație că n-or da nimic. Nu da nimic despre voi. Așa. Când m-am dus la ei, am spus, păi am dat, că n-am putut. Cu asta și putut noi să schimbăm, că masa de oameni nu știau. Și acum toți... Deci știrea asta a trădării celor cinci din comitet a ajuns la biserică, biserica a schimbat comitetul și a făcut alte alegeri și acum fratele Rădoi, fratele Petrica Cocârțeu și alții au ajuns în comitetul bisericii. Da. Și acest comitet a fost inflexibil în fața autorităților. Ați fost trădați de frații din biserică. Alți frați care v-au trădat? Bă, erau mulți, zici că și ei cu nume acoperite de studii. V-au trădat și ei de la comunitate și de la Uniune. Nu, păi n-am, aia am zis că vorbesc. Din conducerea de sus, din poziția de sus ale cultului baptist, și ei v-au trădat. Pentru că când au venit ei, vineri seara, ei știți unde au venit să facă... Deci cei care au vrut să schimbe situația din biserică n-au fost numai autoritățile comuniste, ci și cei puși la vârful cultului baptist de comuniști. Aștia au fost primii. Aștia au fost primii. Primii. Așa. Acum ajungem acolo când ei au văzut că ne-am ales comitetul. Au spus, noi nu vă recunoaștem. Foarte bine, am zis, domne, foarte cei bine. De la care reprezentau bisericile baptiste au spus, noi nu vă recunoaștem. Și voi? Am zis, foarte bine, nici noi pe voi. Și cu asta, așa, și acum ei caută să vină cu forța, să facă ei o alegere, că atunci au venit. Deci conducerea Uniunii Baptiste a venit la voi în biserică să vă înlăture pe voi și să pună alt comitet împotriva voinței bisericii. Da, să ne... Și cu cine au venit acolo? Numai ei? Aici ai problema. Secretar de partid, Hristoi, inspector general a cultelor, așa. Securitate și toți care deci au fost... Deci în biserică au venit conducerea Uniunii Baptiste împreună cu secretarul de partid, cu primarul orașului, cu împuternicitul, cu securiștii. Da. Toți au venit în biserică să schimbe situația din biserică. Da. Ce drept aveau ei să se amestece în biserică? Păi, ei au venit acum să vă dați voi în secundă. Ei au, înainte de acțiunea asta, doi, au venit mai odată ei acolo, ca să-i dăm bani, că asta le trebuia lor. Așa. Și în timpul ăsta, ca să vă spun, că eu cu Petrică cam făceam planurile. Am zis, băi, dacă vin ăștia, lasă, le dăm noi o lecție lor, aducem pe fratele Pavel Niculescu și pe fratele Olac și când voi în camera anexă vă târguiți cu ei, îi punem la amvon, ei nu știu nimic. Că asta a fost tot ce am putut noi deci să le... Deci voi ați refuzat să puneți la amvonul bisericii pe frați, așa zici, frați compromiși, care slujeau guvernul și nu slujeau biserica. E enorm, i-a ținut pe bancă și a spus să predice cuvântul pe oamenii necompromiși. Numai de ăștia aveam, fără carnețe. Ei nu mai erau avut spori acolo, nu mai erau avut nimic. Slavă Domnului!
Bun, ați fost acum arestat, pentru că v-ați opus acestor imixtiuni ale guvernului, ați fost arestat, ați fost bătut? Da. Ați fost bătuți? Da. Toți trei și... Ați fost acuzați? Acum pe mine nu m-a durut, frate Daniel, așa tare, că era mai mare, dar pe ei săracii au fost... Fost mai mulți arestați, fratele Petrică și încă unul, și ați fost condamnați. Am citit capetele de acuzare. În primul rând ați fost dușmani ai orânduirii socialiste. Apoi ați fost elemente care ați conturbat liniștea publică. Și apoi că nu v-ați supus autorităților cultului baptist. Da. A treia au scos-o de pe lista de acuzare pentru că era o încălcare flagrantă a dreptului bisericii la autonomie, cum scria statutul bisericilor baptiste. Mi se pare și celălalt de acuzație că sunteți dușmani ai orânduirii socialiste, până la urmă a fost scos de pe listă pentru că judecătorul, un om care... vă cunoștea că sunteți oameni de caracter, oameni pocăiți, s-a dus la București și a spus: eu, pe baza celor ce mi-ați dat voi condamnare, trebuie să le dau moartea. Și zice, lucrul ăsta poate să-l facă doar un tribunal militar, dacă spuneți că au încălcat sau au pus în pericol orânduirea socialistă. Și a spus, eu nu pot să le dau asemenea judecată, ori luați acuzația asta, ori dacă nu faceți voi judecată, eu nu fac. În fața curajului acestui judecător au luat și această acuzație și au lăsat cu cea de ați conturba liniștea publică și ați agresat niște polițiști. Da, și pe asta v-au condamnat. Acum un lucru vreau să vă spun. Eu când m-am întors în România după Revoluție, după 10 ani, m-am dus la judecătorul Boșneagă, ăsta era ca supervisor peste toți judecătorii. Așa. Și când m-am dus acolo, mie îmi spune și Albain Polecra, așa e. Băi, Albai, zice, spun o noutate, acum am doi martori, unul e Nicu Șandru, pastor la Oțelul, unul Nicoluță Iancu în Arizona, puteți să-i întrebați, n-am nevoie să... Și eu nu știam de lucrurile astea, măi, rădoi, zice, când voi ați fost să vă judec, judecata voastră, Musteța, ăsta care ne-a judecat, s-a dus cu dosarul vostru la București, la Ministerul Justiției, pentru că în conștiința lui nu putea să aplice pedeapsa care voi o aveți. S-a dus la Ministerul de Justiție, Dumnezeu a făcut așa, ca să reducă pedeapsa la minimul, ultima, de jos. Da, din câte ține o minte, cei care trebuiau să vă apere, frații de la Uniunea din București, ăștia v-au acuzat și au cerut să vă dea 20 de ani de pușcărie. Acum aveam... Și un judecător, care nu cunoștea pe Domnul, a pledat și a spus, nu putem să le dăm, le dăm un an jumătate. Că unul era lawyer dintre bărbătei, avocat. În loc să vă apere, v-au apăsat. De-o apărat, eu i-a căcălit sentința de condamnare. Frate Nicolae, știți că și printre ucenicii Domnului a fost unul numit Iuda. Păi, și Pavel zice, am fost printre frați mincinoși. Și dumneavoastră a fost printre frați mincinoși. Erau ei suspuși acolo, dar erau puși de partid. Erau frați mincinoși care în loc să apere pe frații lor, i-au condamnat. Dumneavoastră știu lucrul ăsta. Am știut ați că l-am văzut acum... Am văzut ce, că de-aia eram cu Petrică în celulă și Petrică zic, mai bine ar fi să nu mă întorc, să dea Dumnezeu să-mi ia viața. Eram în celulă aia grea, pentru că am văzut tu, fratele meu, tu să-i scălești sentința de condamnare, pentru că noi puteam mare. Fi morți, frate, morți puteam fi. Ați fost în mâna Domnului, da. El v-a păzit. Când ați intrat în închisoare, deci v-au arestat, v-au bătut, v-au maltratat, ați intrat în închisoare, acolo mi se pare că un ofițer a spus, ați intrat aici, aici o să muriți. Ce ați răspuns? Acum la închisoare, când am intrat, Petrică e lângă mine, când ne-am dat jos dintr-un ven din ăștia, marș! Noi eram pifați cu roșu pe dosar. Ăia nu știau din pușcărie că e diferit de... Ne-au băgat înăuntru acolo... Și noi aveam un băiat de la Deva, Brândușa, parcă l-a chemat Petre, da? Brândușa, un băiat care avea 2 ani jumate, pentru că nu a făcut armata, nu știu ce, avea o Biblie. Și acum noi am zis, băi, băgăm Biblia, nu știam ce controle, da, că nu eram pricepuți cum intri în pușcărie. Și când am ajuns acolo, pe mine m-a dezbrăcat. Deci ați vrut să ascundeți o Biblie, să aveți cu voi. Avem acolo, că e mare lucru să ai cuvântul lui Dumnezeu. Unii l-au acasă și nu-l citesc. Ce le spuneți ăstora? Păi, când îl ai în cap, nu mai trebuie nici Biblie. Nu mai aveți, e lucru mare să-l ai în cap, înregistrat. Da, așa. Acum, când am intrat acolo, pe mine se uitau că-s mare și aveau un baston din ăla. Și erau doi bătuți în fața noastră, care e adevărat, s-au bătut cu poliția niște studenți. Unul chiar era de la mine acolo, dintr-o comună aproape. Și când am intrat, m-am uitat la băieții ăia, m-au dezbrăcat, în pielea goală, cum să vă spun, cum a făcut mama, așa ne-a dezbrăcat. Și acum, pe ei doi, i-au băgat într-un țarc, ei urmau după mine la bătut.
Dar pe mine m-a pus primul și stau acolo și între timp găsește băiatul ăsta cu Biblia. Și acum ăsta plotonierul să mănânci Biblia. Nimic să mănânci. Când mă uitam la el, Doamne, ce o să fac? Am fost și noi cu ideea asta, niți vinovați în... Ce o să fac eu să stau să mă uit la ăsta? Și ziceam, Doamne Iisuse, mă rugam, fă ceva. Că aici și problema care ne-a întărit credința noastră că Dumnezeu a făcut imposibilul. Și deschide ăsta Biblia la Isaia 43. Petre, tu plotonierul, poți... nu deținutul. Plotonierul, deschide Biblia. Eu eram pregătit pentru bătaie. Poți să citești tu că eu... Vino aici. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacobe și cel care te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăbesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Deci lucrul ăsta l-a citit plutonierul cu vocea lui. Voce tare. Și așa, vă spun un lucru. Tot s-a făcut o tăcere ca mormânt. Pentru că și eu ședeam dezbrăcat. Și am stat nu știu cât timp am stat, ei se uitau, erau capitani, erau mai mulți ofițeri acolo. Și am zis, domnule, eu ce fac? Că stăteam dezbrăcat acolo, îmbrăcați-vă și la dormitor. Acum văd mâna lui Dumnezeu, că asta e ceva imposibil. Atunci am văzut că El e cu noi. Da, când mi-a povestit, mi-a spus un amănunt care acum l-ați uitat. După ce plutonierul a citit versetul, și zicea Domnul, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita îngrijorarea, că eu sunt Dumnezeu tău, eu te scap, eu îți vin în ajutor. Plutonierul i-a zis la cel din fața dumitale. Am uitat, iartă-mă. Zice, de ce tremuri? De ce ți-e frică? Scrie aici că Dumnezeu tău e cu tine. Și o zis, de ce ai rușit? Că o rușit la față de săracul de frică. Așa. Și asta i-a spus-o el, plutonierul. Și apoi, printr-o minune dumnezească, s-au oprit cu bătăile și au trimis la celulă fără să-i mai bată pe cei care urmau. Tocmai cei trei care urmau să fie bătuți. Slavă Domnului! Biblia aia a fost trimisă de Dumnezeu ca să ne scăpe de bătaie și să-L vedem că mâna Lui e cu El. Amin! Este doar una din multele experiențe pe care fratele Nicolae și fratele Petrica le-au avut.